Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți au intervenit în perioada 15-17 martie pentru gestionarea 54 de situații de urgență. Pompierii mehedințeni mereu la datorie. În perioada 15-17 martie, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți au avut numeroase intervenții. Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți au intervenit în acest weekend pentru gestionarea a 54 de situații de urgență. Pompierii mehedințeni au acționat pentru stingerea a 10 incendii, transportarea a 2 persoane supraponderale cu probleme medicale și deblocarea ușii unui apartament. Totodată, paramedicii SMURD au intervenit pentru acordarea asistenței medicale de urgență unui număr de 39 de persoane. Detașamentul de pompieri Drobeta Turnul Severin a desfășurat două misiuni de asigurare a zonelor la manifestările organizate pe raza municipiului, nefiind înregistrate evenimente negative. Dintre cele 10 incendii, 5 au izbucnit la vegetație uscată, 3 la anvelope uzate, iar 2 s-au manifestat la 2 case de locuit pe raza localităților Almăjel și Poroina. Facem apel la cetățeni să conștientizeze că focul scăpat de sub control sau în condiții de vânt puternic poate produce pagube materiale însemnate, punând în pericol sănătatea și chiar viața asemenilor. În cazul incendiilor de vegetație uscată, flăcările se întind cu repeziciune, cuprinzând suprafețe foarte mari, iar pompierii depun eforturi considerabile pentru a opri propagarea arderilor care riscă să afecteze căi de comunicații și să cuprindă gospodăriile cetățenilor. Potrivit prevederilor legale, arderea miriștilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului, tufărișurilor sau vegetației ierboase este strict interzisă. Se constituie contravenții, sancționându-se cu amendă de la 7.500 de lei până la 15.000 de lei. În cazul incendiilor izbucnite la locuințe, cauza probabilă de izbucnire a fost determinată de scurt circuit electric. Le reamintim cetățenilor că se interzice folosirea instalațiilor și aparatelor electrice defecte sau improvizate cu conductori neizolați, prize sau întrerupătoare defecte, doze și derivații fără capace. De asemenea, se interzice executarea sau modificarea instalațiilor electrice de către persoane neautorizate. Este important de reținut că nu trebuie să se alimenteze mai mulți consumatori electrici în același prelungitor, în același timp, deoarece conductorii se încălzesc și se topesc, producând scurt-circuit electric. Nu este permisă lăsarea sub tensiune, fără supravegherea niciunui fel de aparat electric, fier de călcat, reșeu, radiator.